Parohia Ortodoxă Românească din Michereche a organizat în Duminica Părinților și Copiilor o procesiune pentru viață, pentru a atrage atenția asupra riscurilor și anormalității avortului. Alături de participanți s-a aflat și Preasfințitul Părinte, Episcop Siluan. M-am bucurat atât pentru faptul că am putut organiza din nou această manifestare în spațiul public a credinței noastre ortodoxe, la care au participat copiii de la Școala Generală Românească din Michereche, care pe parcursul întregii procesiuni au cântat împreună cu noi Hristos a înviat, cât și pentru atenția și sprijinul de care ne-am bucurat și de această dată, atât din partea școlii, reprezentată prin doamna director Ana Șarcăzi, cât și a conducerii comunei, prin doamna primar Margareta Tat și domnul viceprimar Bertolt Netea, prezenți și ei la procesiune. Ca de fiecare dată, la momente importante din viața acestei comunități, alături de noi au fost și reprezentanții diplomației române în Ungaria, domnul ambasador Alexandru Victor Micula de la Budapesta și domnul consul gerant interimar Dragoș Țigău de la Jula, dar și oaspeți de seamă din România, domnul Nicolae Emanolescu, membru titular al Academiei Române, ambasador al României la UNESCO. Participanții la procesiunea de la Michereche au vrut să fie astfel solidari cu cei care au organizat manifestări similare în orașele din România.